Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 116.000 orășeni s-au mutat anul trecut la țară, de la oraș. 116 este o mișcare de masă, pentru că se întâmplă în fiecare an, an de an. Și cu siguranță sunt sute de mii de români care se gândesc, iau în calcul ideea, se întreabă, o fi mai bine, o fi mai rău, își iau avânt, își fac calcule, poate și iau un credit, poate caută o casă. Poate să răzgândesc în ultim moment. Dar s-au mutat pe bune la țară sau s-au mutat ca tine? Că și tu ești teoretic la țară, dar nu e chiar la țară acolo. Da, nu e chiar la țară. Eu sunt în mediul suburban, da. Periurban, cum se spune. Adică tu ai tot confortul de la oraș într-o zonă rurală. Așa am și căutat, da. 0372069599. Ce vreți să știți despre mutatul? Tu de ce te-ai mutat la țară? Ce vreți să știți? Spun imediat. Ce vreți să știți despre mutatul de la oraș? Dintr-un oraș mare, în marginea lui, în mediul rural, cum se zice, sau spuneți-ne dacă v-ați mutat deja din oraș, cum e? Avantaje, dezavantaje. 0372 069599. Sunați-ne să facem un schimb de experiență și să vorbim și cu cei care se gândesc că ar vrea să se mute. Familii întregi renunță la viața la oraș. În top București, 33.000 de bucureștieni au plecat la țară în 2020, adică s-au mutat din București, în, probabil că în marginea lui, într-una din comunele din jur. În Craiova, 7.800. Drobeta, Turnu Severin, 6.400. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că e migrație atât de mare din Drobeta, Turnu Severin. Adică după ce a plecat Moise de acolo, am zis, ce mai, gata, nu mai pleacă nimeni. Oradea, 5.659 de orădeni mutați la sat. 0372069599. V-ați mutat din oraș? Cum e? Avantaje, dezavantaje? Sau dacă vreți să mă întrebați, că eu m-am mutat, întrebați-mă. Zidone, de ce te-ai mutat tu? Pentru aer. Care e motivul principal? Pentru aer. Stăteam în București, în centrul Bucureștiului, și nu mai puteam. Adică nu se putea dormi cu geamul deschis, cu fereastra deschisă vara. Nu se putea dormi în general, că făceau motocicliști curse și mirosea aer. Adică puțea și cred că pute și acum. Și așa s-a dus la țară și miroase aerul a grătar acum. Da. E adevărat că după grătar te trage la somn, că e liniște. Ăsta a fost principalul motiv. Am vrut, sincer, chiar am vrut aer mai curat. Emanuel, e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Emanuel! Alo? N-avem. Nu știu de ce nu vorbește. Emanuel! Stăpiti! Vă salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Te-ai mutat la țară sau vrei să te muți? Care e situația ta? Noi ne-am mutat la țară, deja am făcut un an de zile. Am făcut. Nu, te auzim foarte dificil. Că la țară n-ai semnal la țară. Te-ai mutat la țară, da, la fără semnal, îmi pare rău. Aura, bună deci dimineața. Deci iată o primă problemă a mutatului la țară, nu mai avem semnal. Ca la oraș. Bună dimineața. Bună dimineața, ne auzim? Da. Eu sunt mutată la țară, ca să zic așa, cu toate că tot zona suburbană este, undeva lângă Târgoviște, de 5 ani de zile. Ok. Cu toată familia, după 37 de ani de stat la bloc, singurul dezavantaj pe care îl văd în momentul ăsta este naveta pe care o fac cu copiii la școală în fiecare dimineață, pentru că trebuie să ne trezim undeva cu o jumătate de oră mai devreme. Strict singurul dezavantaj. În rest, nu consider că sunt alte dezavantaje, nu m-aș mai întoarce să stau în oraș. Ever. Și când zici, stai puțin, când zici navetă, faci tu cu mașina sau aveți un microbus sau ceva? Nu, fac eu cu mașina. Bine, navetă este impropriu spus, pentru că navetă înseamnă 3 km și jumătate, maxim 4. Numai că cumva, chiar dacă este orășel mic, chiar și pe aici traficul a început să se aglomereze din ce în ce. Sunt foarte mulți care vin din exterior, dar este singurul dezavantaj pe care îl văd. Aș recomanda oricui care are posibilitate financiară, pentru că consider că te muta într-un loc cu aer, liniște, verdeață... Asta cu verdeață, putem să ne... într-un loc cu verdeață, o să mergem la un moment dat. Și liniștit. Mircea, bună dimineața! Bună dimineața, Mircea! Salut. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor! Tu te-ai mutat sau vrei să te muți? Care-i treaba? M-am mutat la țară. Spune-ne, dar dă-ne de tare! Dau sfat tuturor celor care vor să plece din oraș la țară, să-și caute un loc ușor și să-și ia teren nu mai mult de 500 de metri, 600 de metri pătrați. De ce? Maxim 1000. O să vadă mai târziu. Trebuie să-l și lucrezi după aia. Explică-le care-i problema. Când m-am mutat la țară, mi-am luat un pământ ca să am unde să pun o păsură
să nu mă fugărească nimeni, numai că am făcut o greșeală mare. Am văzut cam mult. Acum anii au trecut și puterile au scăzut. Nu mai fac față la câte renesi. Da, mulțumesc, într-adevăr. Dacă ți iei teren, terenul trebuie întreținut cumva. Uh-huh. Adică dacă îl lași de izbeliște, cresc buruienile pe el și ori îl tunzi, tunzi tu iarba acolo, ori angajezi pe cineva, timp pierd, ori timp, ori bani. Bani, ori muncă, adică oricum e o resursă de care trebuie să ai grijă. Nu merge că mi-a luat o curte și o las așa. Nu merge, o las așa. Emanuel s-a urcat pe casă, cred că are semnal acum. Bună dimineața! Salut! Salut! Bună dimineața, îmi cer scuze pentru lipsa de semnal. Din păcate, adică din fericire, noi avem semnal în zona noastră, dar venim către București și semnalul scade. Noi am ales să abandonăm Bucureștiul și să salvăm o căsuță tradițională din Transilvania. Ce frumos! Într-un sat semisătesc, să zic așa, și ne simțim foarte bine. Este o minunăție să poți să te trezești dimineața, să vezi muntele, cum vedem noi linia Făgărașului cu Bâlea. Avem condițiile de la gaz, internet cu fibră, ceea ce în București încă nu a ajuns fibra la etajul nostru unde stăteam. Avem căței, am plantat grădină, am avut roșii. Te invidiez, dar spunem, te invidiez foarte tare, dar spunem, deci v-ați mutat din București undeva în Ardeal. Dar cu job-ul în Ardeal, cum ați făcut? Soția se ocupă cu achiziții publice în domeniul medical și a găsit o firmă. Noi suntem într-un sat lângă Cârța, lângă Mănăstirea Cisterciană Cârța, dacă știți dumneavoastră, este un obiectiv destul de... 15 secunde mai avem, te rog. Și tu? Iar eu mă ocup cu construcțiile, am o firmă de construcții și fac diverse amenajări și instalații. Aha, deci v-ați relocat și locurile de muncă. Exact, da. Mulțumesc foarte mult. Până aveta nu este o problemă. Așa, din păcate nu mai avem timp. Povestea ta este formidabilă, da. Și sincer te invidiem. Nu toată lumea poate să la oraș timpul trece mai repede. Relocheze. Dacă vreți putem să încercăm să deschidem un studio local Europa FM. Știu eu niște zone foarte frumoase prin Ardeal și mănâncă bine. Deșteptarea. Rise and shine. În fiecare dimineață la Europa FM.